Zeci de rase canine s-au întrecut la Mediaș pentru obținerea titlului de campion național. A fost prima expoziție națională canină din acest an, care s-a desfășurat pentru a 14-a oară în oraș. E un concurs de tip național, kinologic, care are în componență ca și participare un număr de peste 60 de rase și circa 359 de câini. Faptul că am socotit ca în fiecare an să facem și să atribuim cupe speciale la câinii din rasa Rottweiler este un obicei al împătimiților pentru această rasă. Ciobăneștii, carpatini și de Bucovina, câinii din rase precum Rottweiler, Labrador sau Golden Retriever au fost vedetele expoziției canine organizate la Mediaș. E un pui din 9 luni, e din rasă ciobănesc mioritic, vine de la Vatra Dornei. E un câine temperamental, iubește foarte mult copiii, e un bun paznic în curte. Este primul concurs din acest an la care vin și totdeauna îmi place să iau locul întâi. Deci pentru asta am venit și... De fapt, mă motivează foarte, foarte mult ca să mă duc la concursele următoare. Dacă sâmbătă a fost ziua în care au fost desemnați cei mai frumoși câini, duminică organizatorii au pregătit o expoziție de club la care au participat câini din rasele Labrador și Golden Retriever.